apelul pentru donații și sponsorizări pentru spital, care a fost promovat și de noi, de cel puțin 24 de ore, nu are o conotație negativă. Adică spitalul nu înseamnă că nu are acum măști și mănuși și prin donații trebuie să le cumpărăm. Sau nu înseamnă că primăria nu vrea să ajute spitalul și preferă să invite oamenii la donații sponsorizări. Asta înseamnă că orice donație sponsorizare este binevenită, pentru că, deși noi acordăm sume de bani spitalului și vom acorda în continuare tot ajutorul posibil, Direcția Sanitară, de asemenea, așa cum vă spunea domnul manager, vine cu ce poate, poate cu un aparat PCR și așa mai departe, și bani pentru echipament, deci Casa de Asigurări de Sănătate. Nu se poate ști care va fi amploarea acțiunii spitalului. Eu cred că din partea noastră, am vorbit deja cu domnul viceprimar, cu consilier local, din partea noastră deja o să fie un prim pas cu o donație simbolică, adică simbolică să știu că raportat la valorile pe care le vehiculează spitalul în acest moment. Adică și noi vom participa la această donație pentru spital. Oricine vrea, le are oficial acolo, pentru că am văzut în spațiu virtual discuții de genul de unde știm noi că astea sunt conturile oficiale ale spitalului, de unde știm noi că acolo se duc banii, sunt postate pe site-ul spitalului sub semnătura domnului manager. Nu putem decât să le mulțumim celor care au avut inițiativa și le-au pus pe noi să facem lucrul ăsta pe repede înainte, să deschidem conturile și să le mulțumim celor care vor dona de acum încolo pentru materiale și pentru echipamente de protecție pentru personalul medical.